Nu toți oamenii au motive de bucurie atunci când strada din fața casei este asfaltată. Astăzi, la audiențele de la Primăria Pașcani, mai mulți locuitori de pe strada Dragoș Vodă au cerut intervenția administrației locale în urma recentelor lucrări de asfaltare și reabilitare a trotuarelor. Ei sunt nemulțumiți că doar pe partea opusă a străzii au fost amenajate șanțurile și podețele, în timp ce pe latura opusă unele case au rămas fără trotuare, șanțuri și podețe, iar acum sunt inundate de precipitațiile care se scurg din șosea. Asta deoarece strada a fost înălțată în urma reparațiilor, iar casele au rămas sub nivel. Am venit la primărie, în audiență la domnul primar sau consilierii care țin audiența, cu problemele stradale. Se face strada, dar nu s-a ajuns în condițiile în care am sperat că o să repare, exact ca prin oraș. Nu prin oraș, mai aproape de oraș. Oamenii au insistat ca administratorul public, cel care a ținut astăzi audiențele, să vină la fața locului. Ei au mai cerut să fie făcute șanțuri și podețe și în fața casei lor. Noi dorim, nu dorim altceva. Poduri, borduri pe stradă și nu trotuar de pietroaie. Vrem trotuar, nu de macadamii, vrem trotuar sau acolo bătătorit, cu ce se poate, cu ce nu se poate, nu vrem pavele, dar trotuari cum erau, se făceau odată înainte cu asfalt, nu cu cine știe ce investiții, poate pavele costă mai mult. Să avem și noi un inferit de o mașină, de asta, borduri, trotuar, pod, ca lumea trotuar. În replică, reprezentantul primăriei a spus că în proiectul de reabilitare a străzii nu au fost prevăzute aceste lucrări din cauza diferențelor de nivel și că se va căuta o soluție pentru rezolvarea problemei. N-am nicio soluție, trebuie să vină proiectantul să vadă, nu sunt specialist, deci o să vină proiectantul și o să verificăm. Nu terminăm investiția până nu rezolvăm problema. Deci termenul la investiții 31 martie 2015. Menționăm că lucrările de reabilitare a străzii Dragoș Vodă au început în primăvara acestui an și vor fi finalizate anul viitor. Valoarea investiției este de 1,42 milioane de lei dintr-un împrumut bancar.